Vă salutăm, domnilor, bine ați venit pe canalul Fane și Câini. Suntem... Salut, Georgica, suntem iar la Georgica. În clipul de astăzi vom dezbate un subiect controversat din câte am văzut pe net. Știți filmulețul cu turistul care s-a dus ăla neamț? A vorbea în germană, cel puțin, nu știu ce nație era. Așa l-a numit pe... Așa l-a numit pe clipul ăla, clip. Turistul neamț. Așa. Sunt ciobănești românești. Da. S-a dus omul cu bicicleta, din câte am văzut că era, s-a dus către o stână. Băi, și l-au atacat câini. Era și o bicicletă în clip? Eu am văzut că avea niște bețe gen... Nu, cremă-i fane. Era. Nu era bicicletă? Păi cum mergea, nu, mă gândesc dacă era bicicleta, mă gândesc că acum... Fie... Cum naiba mergea cu bețele alea de... Înseamnă că avea un băț în mână și mergea avea pe jos? Avea bețe asemănătoare cu alea de schiu, dar nu sunt de schi, sunt de drumeție. De drumeție, deci da. Omul era avea... turist. Turist, clar turist era. Da, da, da. Îmbrăcat da. În bermude, cu niște ciorap de atras și așa până la... Și acum vrem să dezbatem un pic subiectul ăsta și vă rugăm și pe voi să lăsați în secțiunea pentru comentarii părerile voastre, ce s-a întâmplat acolo, cum credeți că, cine a fost de vină, vina e împărțită, șela, șela, bem cum... Bem suc, dacă vă întrebați. Bem suc aici. Bine, am pus George puțin... Fanta, nu bem, adică puțin suntem... Suc peste ca să dea culoare. Mai face paner, cam. Suntem sobri, suntem sobri, putem să avem raționament, să dezbatem cu atenție acest clip, acele imagini. Da, pentru da. Cine n-a văzut imaginile sau clipul, o să pun în descriere un link unde puteți să-l găsiți. Sau... niște imagini acolo jos ceva, un clip. Da, acum... A fost distribuit pe oricum. Da, cine probabil că nu știu. Cred că 80% dintre voi care vă uitați știți deja clipul. Ca să nu pierdem timpul, spune în direct părerea noastră în principal, care a spus-o și Georgica în clipul. Da, am mai vorbit. Nu prea ai ce căuta neanunțat la 100. Da, corect. Neanunțat la stână... Mai ales turist însemnând un om, după părerea mea, care nu prea are treabă cu animalele, le vede doar la televizor, pe telefon sau așa, deci mai turist, ce să mă... Da. Nu te duci, adică ai văzut tu, mamă, vezi un câr de capre sau de câini sau o baracă, nu știu unde, și o tai glonța acolo, știi? Băi, e bine când vizitezi o stână sau o fermă sau cum s-o chema ea acolo, așa. Să anunți omul ăla, că poate omul nu știe de tine și nu știe ce vrei. Te și vede, da, și te dacă vede n-ai... mână și mai bolborzi și până înțește ceva, ăla săracul acum poate... Cine știe cine era la stână acolo? Eu știu, un argat ceva, un îngrijitor. Ce era el? Era ciobanul, dar clar nu știa, le înțește, că nici eu nu știu. Și poate omul în pădurea aia, că cred că era la munte, clar, nu cred, era la munte. La munte, la munte, da. Adică și eu sunt pe un câmp aici, dar mai văd oameni. Dar ăla poate chiar era în creier, la un munte acolo unde nu prea se găsește toată ziua cu om. Și a început să-l boborsească unul cu un arac pănemțește. S-o fi speriat și ăla, de unde știu ce. Deci turist bolborsea el acolo, dar poate omul ăla chiar ciobanul vorbim. N-avea chef de turiști. Acum am văzut și în comentarii acolo mai multe chestii. Poate o fi existat o discuție care n-a apărut în clip între ei, cine știe, habar n-am. Da, da, da. Ideea e că dacă omul nu te primește, nu te duci acolo. Mai ales că vezi că are o haită tot de câini. Înainta, tot înainta. Păi asta mă minunesc și eu. Neamț, dar tot om era, nu? Da. Adică vezi o haită de câini și pe ăla nu te bagă în seamă. Tu strigi la el și ăla e în cotineață acolo sau unde a plecat. Strigi la el, bună ziua, ce bolborzește la... În mod evident, ciobanul turist, respectiv, am văzut că când a zis ăsta neamțul bună ziua, s-a depărtat. L-a ignorat total. L-a ignorat, da, adică da, nu... A plecat și ăsta tot te duci după el, păi dacă vezi că ăla pleacă, clar n-are chef de vorbă cu tine, nu? Și dacă vezi și o haită de câini, te duci peste ei și cu aracul în mână? Da, tot insista, am văzut că tot insista în direcția câinilor. El tot înainte mergea, nici gând să întoarcă, mă rog, acum nu știu, o fi fost și singur, o fi fost pe jos era, că nu conducea mașina cu aracul, clar. Nu, era pe jos, că... Da, pe o potecuță de munte, de unul singur. Partea proastă e că l-au atacat la un moment dat câinii și unul dintre ei l-a zgâria la picior, da, l-a clănțănit, l-a clănțănit. Nu da, poți să zici că l-a nenorocit, dar... Sigur că dacă el stătea pe loc și stătea cu bețe, nu s-atingea niciun câine. De el a fugit, mai sigur, în fugă, ai văzut, și cu bicicleta, te pac, te mai apucă. Și mai sigur, dacă el nu insista, câinii, în clipul ăla cel puțin, prima impresie mi-a dat... Câinii, prima impresie care am avut-o despre câine, am zis că sunt ăștia, n-au nicio șansă, niciun gând să pună gura pe cineva. Pentru că pur și simplu au venit la o distanță respectabilă, l-a lătrat și nu dădeau semne că ar vrea să-l atace, știi?
dacă în momentul ăla turistul, după ce a și strigat el bună ziua, că atunci a și strigat. Atunci a declanșat mai mult furia câinilor. Ei, atunci, în loc să meargă înainte, mergea înapoi. Bine, un pas lejer, nu rupea la fugă, îți dai seama. Nu se întâmpla nimic, sunt sigur că nu se întâmpla nimic. Pleca, își vedea javlele lătrau, da, se duceau înapoi la stână. Ciobanul se ducea pe dunga lui unde avea el treabă, să facă mămăligă sau ce făcea. Măi, eu... Și turistul își vedea mai departe de... De drum. De drum, da. Asta e, a vrut el neapărat să stea... Băi, a fost și o chestie de asta, deci a nimerit chiar ciobanul ăla care nu vrea să stea de vorbă cu turiști. A fost și o... Da. Că unii poate vor. Unii... Bă, dar nu știu, mult. Adică la mine dacă vine un neamț... O, bună ziua, bă, nu dau drumul la câine. O, vină cu fratele meu neamț. Ce mai faci? Chezi chetufe, chiar dacă nu ne înțește, înțelege el, pe desene animate, desene o hârtie. V-a zis tăia, chezi chetufe, da. Speak English, speak... Așa că, dragi nemți, veniți pe la Georgica dacă vreți să aveți primire bună. Aici puteți să veniți. Un neamț de la care vrea să facă un grătar și nu are bani să cumpere animal și vine să-mi fure țapul sau cabrav, că e mare, să-l pună pe jar. Acolo s-ar putea să pățească cel puțin ca celălalt neamț, știi? Dar dincolo de chestiile astea, vreau să mai zic să specific și o chestie. Unii turiști nu înțeleg că acei ciobani poate sunt acolo de zeci, de sute de ani, tradiția vorbind, de generații poate. Da. Singurul mijloc de apărare al oilor în munții ăia sunt câinii. Da, și altfel, de și de altfel au parte de pagube foarte mari de la urs, da, de la lup. Da. Și nu ai cum să-i ții legați tot timpul, că altfel ce faci cu un câine legat? Nu face nicio 2 lei. Exact. Deci nu exact. Face două, cât o pare actual. E legat și atât. Și gata, latră în lans. Dar exact. Ursul bine, lupul bine, vulpea, șacalul. La mine vorbesc așa, de unde se ne animate cu urs și lup. Dar șacal și vulpe am. Dacă am câini legați, vine vulpea și șacalul pe mijlocul la câini. Deci nu are nicio treabă. Da. Latră, face spumă la gură, nicio treabă. 2 secunde. Da, da, da. Am văzut că pe net acolo părerile erau împărțite. Unii îl înjurau pe cioban, unii îl înjurau pe turist. Cei noi mai mulți cu... au fost de partea ciobanului, da? Cu toate că aveau dreptate unii. Reacția ciobanului a fost zero. Asta a fost, asta a fost, am văzut și eu greșeala ciobanului. Foarte mare, da, da, deci de un interes... Varză zero, cel puțin din filmare, adică la nici. Da, da. Asta a fost singura greșeală. Cea mai mare greșeală e că n-a reacționat. În apărarea ciobanului, băi, ăla e munte acolo, știi? De... Cam singuratic om. Ciobani, în general, sunt oameni singuratici. Asta acum, dai seama că ăla o fi fost și cam morocănos, o fi ăla bălmăjea pe nemțește acolo. Sau cine știe ce arătare o fi asta cu șopcuța în cap, cu... bermuzelele alea cu bețigașul ăla lui, cu rucsăcelul, cu alea. Și eu zic, ce băi, vreau și ăsta, tu mă tai pe cărare, mă duc pe voi. Cert e că nu s-a întâmplat o tragedie. Da, nu, ideea e că, la zgâria, puțin. Dacă tot vrei să vizitezi vreo stână, anunță omul, poate vrea, poate nu vrea, treaba e să știe de tine, știi? Iar dacă în drumul tău, pe traseul tău montan, ca turist, îți iese în cale o stână, ar fi bine să o ocolești sau să te întorci. Da. Dacă, și dacă te simți înconjurat de ciobănii sau ce erau ei acolo cu orciturile alea, băi, stai pe loc, nu fugi, că dacă fugi și un maidanesc, nu fugi cu bicicleta și te apucă puțin. Lejer, că ei nu o să te, deci nu o să te atace niciun câine, că mai zicea cineva chiar în comentariu, acolo, cred că tot la clipul ăsta. Ciobănesc românesc niciodată nu o să sară în gât la 2 km de stână. No, da. El acolo înseamnă că te-ai apropiat foarte, foarte tare de perimetrul lui. Da, 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 da. Ăla, din ce te apropii mai mult de perimetrul lui, din ea e mai agresiv. Și pe ăsta l-a luat din fuga aia lui disperat la capsat, că altfel nu-l capsa niciodată. La un conjurat, la un conjurat și da, unul l-a fișcat. Metri, bă, se vedeau gardurile, se vedea baraca lui ăla, erau la câțiva metri, intrase peste la în curte, în casă, cum să zic. În perimetrul stânei, păi, era clar. Păi ce mai vrei, deci era la câțiva, ai văzut latră, vezi, aia acolo. Strigi bună ziua, ce a zis el acolo, vezi că ăla nu te bagă în seamă, se întoarce și o taie în bălării. Unii și o mai caută și cu lumânare. Da, nu te mai duci, e clar că ăla nu vrea să stea de vorbă cu tine. Bă, și mai vezi și câinii aia pe acolo, bă, e, nu? Așa te duci pe răspunderea ta. Da, 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 corect, te duci pe răspunderea ta. Are dreptate și ăla până la urmă, hai că la mine, să zicem la mine, mă tabără unul într-o noapte. Băi, la mine e aproape, dacă sun la poliție, probabil că... Dacă fug destul de tare, scap de infractor până vine poliția. Dar bine,
Dar la munte, mă? Păi la cine sună ăla? Când ajunge poliția? Cu ce? Da, elicopterul? Un munte acolo? Da, da. Seama că la prima reacție e să ia parul sau să dea drumul la câini. Că nu, cum scap de la ele? Aici suntem... Ce fel de oameni da, vine pe ce? Ei, da? Nu. Băi, unii confundă... Am văzut la mulți turiști atitudinea asta. Confundă o stână cu un obiectiv turistic. Bă, nu e un obiectiv turistic. Băi, oameni buni. În niciun caz. Și de cele mai multe ori, oamenii aia care au grijă de animalele alea nu sunt foarte dornici să stea de vorbă cu turiști. Sunt oameni obosiți, au destule pe capul lor. Cu viața aspră? Da. Adică e, trebuie să fie acolo 24 în 24, permanent, știi? În, la treaba ta. Nu ți arde, ai și tu, uite, și eu, de exemplu, am tabieturile mele. Fac și mi într-unele, când am vizitator sau cine știe ce, mai sărb, nu mai intru, sunt în ritmul meu. Dar bine, eu nu sunt chiar jumate sălbatic, cum ziceau unii pe comentarii, ca om băiatul ăla din clip, ca ciobanul ăla, că a zis că jumate sălbatic. E posibil să fie avut dreptate, eu sunt doar pe sper. Eu sunt dar oricum, fii atent, și chiar dacă era jumate sălbatic acel cioban, nu e vina lui. Așa a crescut în mediul ăla. Da, da. Dar îți dai care seama e problema? Că el ăla e muntean născut, crescut acolo, în munte și la stână. Păi, normal, dar unii duc așa o viață și e dreptul lor să o ducă cum, exact cum vor. Da. Asta nu înțeleg mulți. Că ce te așteptai să știe ăla avea... Constituția României, da, pe deasupra, în creierul? Mai mare avea la turist, spuneam, da, pentru că ar trebui să-l ducă capul, băi, stai puțin, mă, unde mă duc? Exact, exact. Adică dacă era un tren de mare viteză, zice, piu, mă, stai, buf, ce făcea? Ha? Sărea în față să-l oprească? Nu. Păi nu te duc, așa și ăla. Să arunci în fața la tren, nu? Da, da, da. Că vrei tu să-l oprești, că hai să mai merg pe jos, fac autostopul cu tren. Sau chiar autostopul. Păi dacă nu vrea ăla să oprească, ce faci? Să-l faci la mașină? Bine, acum am vorbit așa din punct de vedere oarecum logic, moral, dar nu și din punct de vedere legal. Din punct de vedere legal e altă treabă, nu ne mai dăm cu părerea acolo. Acolo să-și dea alții cu părerea. Da. Nu, nu ne băgă. Noi cam atât am avut de spus. Noi cam atât am avut de spus. Părerea. Lăsați ideea părerea voastră în comentarii. Să... Da, ideea e ocoliți stânle dacă nu sunteți așteptați. Exact, da? Exact. Bună concluzie de final. Hai, vă salutăm și numai bine. Numai bine.